Ho. Veniamo a questi da un nuovo episodio. Nata già sta alla torre del vicinesco. Sei un mai stage. C'è buttino più tra noi. Vicinesco alla local. Penso a questo episodio. Spero che va fosse d'ora di mine. Non ha mai volpito ce va timp. De când va povestit. Cum am omorât sufletul respectivei persoane cu sânge rece. A venit Halloween, perioada anului în care eu mă simt cel mai bine, perioada anului în care pot stau alături de oamenii, mai bine zis de ființele care sunt cele mai dragi mie. Bineînțeles că nu din lumea aceasta. Bineînțeles că nu din lumea muritorilor. Astăzi seara o să vă duc cu mine. Undeva, unde o să vă placă, cum v-ați învățat. O să vă povestesc cum de Halloween, în urmă cu mai bine de 28 de ani, s-au întâmplat multe lucruri. Însă, unul dintre ele nu mi-a rămas în minte până și în ziua de astăzi. În drumul meu, acum 28 de ani, spre închisoarea Los Santos, după cum puteți vedea aici. 1, 2, 1, 2, Vișinescu's after you. Am coborât din mașină, cum fac și acum, și am mers frumos către postul meu, unde mă simțeam în largul meu, scurgând viața din victimele pe care le aveam. Bineînțeles că acum 28 de ani, locul acesta arăta total diferit. Lumea era mai veselă, mai frumoasă. Ai de țin întuneric cu mine, acum. Ți-e frică? Patrulând curtea închisorii, îmi aduc aminte foarte bine ce s-a întâmplat în noaptea de Halloween, în urmă cu 25 de ani. Mergând către locul unde a avut loc crima, probabil mă întrebați de ce crimă sau de cine a fost făcută. Ei bine, îl aveți în fața voastră. Deținutul Armando voia să scape chiar în noaptea de Halloween, chiar în acest loc de aici. Însă am observat la timp ceea ce s-a întâmplat și fără nicio ezitare l-am omorât. Și după m-am jucat toată noaptea de Halloween, eu și cu prietenii mei, cu trupul lui, care încă fierbea de sânge proaspăt. După o noapte lungă de satisfacție din partea cadavrului cu care m-am jucat, cum am știut eu mai bine, m-am gândit că nu este suficient. Așa că am ieșit în căutare de noi victime pe care să le omor și cu care să mă joc. Și nu numai eu, ci și prietenii mei, dar nu din această lume. Pentru a păstra tradiția, vă propun să mergem să căutăm victime. Nu vă faceți griji, eu voi face treaba, voi doar urmăriți. Thank you.
fi ca victima să vină la noi. Nu noi să o căutăm pe ea. Vom intra în casa cuiva și vom aștepta să vină acasă în această noapte. Pentru că sigur se va pregăti pentru petrecerea de Halloween, care va fi în decursul acestei nopți. Și când va intra în casă să costumeze, îl vom costuma noi într-o mantie roșie de sânge. Se pare că proprietarul acestei case este norocosul. Abia aștept să vină proprietarul la casă. Va avea o surpriză mare atunci când va intra. 1, 2, 1, 2, Vișinescu after you. Timpul să mergem să luăm cadavrul, să-l ducem în pădure, unde o să ne facem poftele cu el. Opa sus, e destul loc pentru tine și pentru altul. Aproape am ajuns. Hei, aici este locul perfect pentru a-mi petrece seara de Halloween. Alături de prietenul meu, nesuflețit. Jos, băiatul. E din ce în ce mai bine. Am uitat să iau ceva din spatele mașinii. Ceva și să mă facă să mă distrez și mai ho, bine. Ho, ho, ho. S-a fost să spun arș, arș, arș. E bine să ne ștergem urmele. Cred că a fost suficient deocamdată. Și până la următoarea noapte de Halloween. Stay close. Prieteni, sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut în această seară, sper că v-a plăcut toată povestea cu Vișinescu și tot ce v-a prezentat Vișinescu în această seară, pentru că eu nu m-am băgat peste el și am decis să stau deoparte pe acest episod de Halloween, să las pe el să vă prezinte Halloween așa cum l-a înțeles și cum știe el cel mai bine. Ne apropiem cu pași repede de episodul cu numărul 600 pe acest canal și după cum știți avem un giveaway-ul în desfășurare, vă puteți înscrie în episodul anterior, în episodul anterior episodului anterior. Deci acum în două episoade vă puteți înscrie la giveaway-ul cu 1000 de gold puși la bătaie. Nu știu cum o să împar premiul, 5 premii câte 20 de gold sau 2 câte 500. Vedem, vă mulțumesc pentru toată susținerea. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut aici, apăsați butonul de like. Pe acest episod nu o să vă mai cânt pentru că vocea mi-a fost solicitată extrem de mult. Și o dată viitoare vă spun și eu de data asta, stay close, bye!